Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și astăzi e momentul pentru un nou studiu de caz. Vom analiza acuarelele Winsor & Newton Cotman. Am aici un set de 14 culori care vine din setul Travel Bag. L-am achiziționat de pe complexart.ro și a venit cu o gentuță de voiaj, un caiet de schițe, pensule și tot ce trebuie pentru a picta în călătorii, în plein air. Mai puțin această pensulă care e achiziționată separat de pe Jet Pens. E o Escoda Reserva, deci nu a fost inclusă în set. Setul a venit cu niște pensule obișnuite Winsor & Newton. Culorile sunt Lemon Yellow Hue, Cadmium Yellow Hue, Cadmium Red Pale Hue, Cadmium Red Hue, Alizarin Crimson Hue, Purple Lake, Ultramarine, Cerulean Blue Hue, Viridian Hue, Sap Green, Yellow Ochre, Burnt Sienna, Burnt Amber și Chinese White. După cum ai observat, multe au hue la capăt, deci practic sunt înlocuitori, mai puțin culorile pământii, care sunt din pigmenți ieftini și ultramarin și Sap Green, care iarăși sunt niște pigmenți ieftini. Vom proceda la fel ca până acum. Vom picta pe 6 tipuri de hârtie și începem cu White Nights. Exemplul este de la Jolly Poa, din nou, ți-am mai povestit de ea. Este o artistă din Indonezia și îți spuneam că inițial a fost pe Instagram și apoi și-a făcut și canal de YouTube. După ce am filmat videoclipul de săptămâna trecută cu acuarelele șminche Academie, am tot stat și m-am gândit dacă să le păstrez sau să-i le dau fetiței mele, care e și ea pasionată de pictură, încă mă gândesc. Totuși, acest set, Winsor & Newton Cotman, îmi place în mod deosebit pentru că are niște culori foarte vibrante. Și, în plus, așa cum e conceput, e un set bun pentru călătorie. E ușor de călătorit cu el. Nu ocupă mult spațiu și chiar l-am folosit în acest sens. Altfel, după cum poate ai și observat, cred că apare destul de clar pe cameră, culorile nu sunt turnate în godet, cum sunt în cel de la șminche Academie, sunt extrudate, ceea ce înseamnă că sunt mai de proastă calitate. Sunt mai greu de activat, oricum acuarelele Winsor & Newton sunt cunoscute pentru faptul că se activează greu odată uscate. Așa că, da, rămâne de văzut dacă îl voi păstra sau voi rămâne doar cu seturile profesionale. Dar îți spuneam, îmi place foarte mult
care niște culori vibrante. Cum pe White Nights, ce pot să zic, nu le face atâta dreptate această hârtie. Având în vedere numărul mare de seturi și câte încercări am făcut până acum, mai am doar două coli în blocul de White Nights și, sincer să fiu, pot să spun de pe acum că alt bloc White Nights nu am să mai cumpăr, pentru că am exersat cât a trebuit și cred că pot să trec liniștită la nivelul următor fără această hârtie. Dacă ar fi să vorbim puțin despre acuarelele Winsor & Newton Cotman, ți-am spus că e vopseaua extrudată, da? Că au multe culori cu hue la sfârșit, fiind înlocuiți pigmenții. În schimb, culorile sunt vibrante, sunt transparente, luminoase, intense, saturate, nu granulează. Sunt potrivite pentru contururi exacte. Stau acolo unde le pui. Și îți spuneam că se activează greu. Winsor & Newton sunt din Marea Britanie și ultima dată când am verificat, înainte de a începe această serie, un set de 12 culori costa 85 de lei pe Complex Art Timișoara. Setul meu a costat undeva în jur de 300 de lei, dar îți spuneam că e setul Travel Bag, da? Care conține mult mai multe decât doar setul de culori. Trecem la Fabriano Studio și repetăm același exercițiu. Sinceră să fiu, la fel ca Schwinke Academie și unele culori japoneze, nu am încercat, asiatice, nu am încercat acest set pe hârtie de bumbac și acolo practic sunt curioasă cum se va comporta. Pe Fabriano Studio din nou apastă deasupra și mă tem că atunci când se va usca vom avea iarăși niște margini inestetice.
Iarăși, măcar are Seb Green acest set, dar din nou îmi lipsește Perilin Green. Viridian nu e chiar verdele meu preferat, acel e un verde brad și nu simt că ar merge foarte bine cu un aranjament floral, poate doar cele de iarnă. Mi-ar fi plăcut mai multe tipuri de verde. Pe de altă parte, e un set de 14 culori și nu pot să ceri mai mult. Pun puțin pe pauză, schimbăm hârtia și revenim. Acum lucrăm pe Sea White of Brighton și repetăm. Am schimbat puțin modelul după care lucrez de la Jolly Boa. E mult mai amplu și am schimbat puțin aranjamentul. Așa că cred că vom repeta a doua variantă. Îmi place mai mult. De aici, în mod ciudat, mi se pare că mai greu se ridică culoarea de pe Sea White of Brighton decât de pe Fabriano Studio. Ce mai trebuie să știi despre culori? Sunt culori care pătează și culori care nu pătează. Și acest lucru influențează capacitatea de a ridica culorile de pe hârtie, acea tehnică de lifting, în ideea în care o culoare care pătează e mai ușor, mai greu de ridicat de pe hârtie. Și dacă vrei să știi ce culori pătează și care sunt culorile care se ridică mai greu de pe hârtie, e un exercițiu bun să te gândești la fructe de pădure și practic la culorile care pătează hainele. Da? Deci, în principiu, nuanțele de violet, violet, mov, da? Și unele nuanțe de albastru sunt greu de ridicat și acesta e un lucru de care trebuie să ții cont și atunci când lucrezi cu marcare pe bază de apă, da? Care funcționează ca acuarelele. Și unde vrei să mixezi culorile direct pe hârtie, e un aspect de care trebuie să ții cont, că s-ar putea să nu poți să le mixezi așa cum îți dorești. Fiind hârtie de celuloză, la fel s-a uscat foarte repede și nu mai putem să facem acele difuziuni frumoase de culoare. Și cam asta ar fi. Trecem la hârtia următoare. Și acum lucrăm pe Hanemule Turner. Apa mea e cam toată murdară și n-am mai coborât să o schimb. Hai să încercăm cu un alt pahar să vedem. Ziceam că acum lucrăm pe Hanemule Turner. Am să aplic culoarea cu mai multă apă
Și revin la o idee pe care am mai abordat-o în alte videoclipuri din această serie, și anume că e bine să experimentezi până îți dai seama ce îți place, dar după aceea e bine să te dedici unui singur set de acuarele, unei singure pensule sau unui singur set de pensule și unui singur tip de hârtie pentru a-ți aprofunda abilitățile, pentru că de câte ori schimbi ceva, faci un pas înapoi, pentru că din nou, așa, nu ca și cum ai lua-o chiar de la zero, dar din nou trebuie să înveți cum acționează. Familia mea e la parter și face multă gălăgie. Eu pictez și soțul meu și copiii gătesc, așa că s-ar putea să-i auziți. Și nu știu de ce am impresia că fac gălăgie intenționat, pentru că astăzi toată ziua am pictat și se revoltă puțin că n-am petrecut mai mult timp cu ei. Foarte frumos granulează pe turner. Și cam asta ar fi. Pun din nou pe pauză, trecem la hârtia următoare și lucrăm pe Fabriano Artistico. Da, nu am cele mai fericite variante de verde
mă deranjează lucrul ăsta. Dar lucrăm cu ce avem. Și trecem la varianta finală pe Archies. Repetăm același exercițiu. Eu, când am văzut prima dată acest mod de a picta trandafiri, am rămas uimită de cât de ușor e practic. Nu imaginam că e ceva super complicat. De asta nu trebuie să te sperie pictura în acuarelă. Și să ai mult curaj, pentru că chiar dacă o lucrare finală, când o vezi, se pare o chestie super complicată, studiază, urmărește videoclipuri și vei observa că practic totul se reduce a împărți pictarea subiectului în pași, a descompune pictura respectivă în pași și totul devine mult mai simplu. Pe de altă parte, asta înseamnă că toate lucrările sunt studiate. Prea puțin este pictura intuitivă și atunci practic trebuie să te gândești unde vrei să ajungi și să descompui în pași, da? Și să o iei în ordine inversă pentru a-ți atinge obiectivul. Nu e nimic complicat, doar că totul trebuie să fie calculat și să o iei în sens invers și atunci vei vedea că totul se simplifică și, bineînțeles, foarte mult exercițiu. Să te joci cu culori, cu texturi, să mixezi culori. Ok. Și cam asta a fost pe Archies. Acum le vom lăsa să se usuce și revenim la final pentru a trage niște concluzii. Acum că acuarelele s-au uscat, hai să tragem niște concluzii. Din hârtiile de celuloză, cel mai puțin îmi place cum a ieșit pe White Nights. Avem și margini dure, avem și urme de pensulă. Pe Fabriano Studio și pe Sea White of Brighton rezultatele sunt oarecum similare. Culorile sunt la fel de vii, mai vii decât pe White Nights. Avem o difuzare frumoasă a culorilor între ele. Chiar dacă în unele locuri se vede că s-a uscat culoarea mai repede și nu a difuzat, în locurile unde a difuzat sunt efecte frumoase. Acum, dacă ar fi să aleg între cele două, din nou pe Sea White îmi place cel mai mult. Cât privește hârtiile de bumbac, pe toate trei îmi place cum a ieșit. La fel pe, ca și până acum, pe Fabriano Artistico avem
acele mixaje frumoase, diafane, iar pe Hanemule Turner și pe Arches avem o granulare foarte frumoasă a culorilor. Dacă ar fi să aleg doar una dintre ele, pe Fabriano Artistico zic eu că arată cel mai bine. Ce pot să spun despre acest set? E un set potrivit pentru începători, are culori vibrante, este și portabil. Eu zic că e o alegere bună de început, dar paleta este limitată, așa cum vă spuneam, calitatea nu este una profesională și culorile sunt extrudate. Dar pentru cât este un set de 12 culori, 85 de lei vă ziceam pe Complex Art, eu zic că e o variantă bună pentru ceea ce este, da? Și pentru un set de începători. Sper că ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like, abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o până acum, activează clopoțelul și stai aproape pentru ce a mai rămas din această serie. O zi frumoasă!